Sunt situații în care inculpații vin și fac denunțuri la DNA sau la alte structuri de parchet. Este dreptul lui să facă denunți. Nu putem să interzicem unor persoane să facă denunțuri. Accesul la justiție este liber. Obligația procurorului este de a verifica acel denunț. Nu luăm de bun orice denunț care este făcut. Fiecare denunț trebuie verificat, pentru că în spatele denunțului de foarte multe ori sunt alte interese. La fel cum este și dreptul inculpatului de a se apăra în public sau de a face afirmații. Este răspunderea lui. Pot doar să vă spun că orice denunț făcut de inculpat este verificat. El poate fi confirmat prin probele care se administrează sau, așa cum se întâmplă în multe situații, poate fi infirmat de probele care se administrează în cauze. Nu înseamnă că un inculpat care face un denunț, automat procurorii vor face o trimitere în judecată.